foarte cunoscut, un pasaj, o să citesc. Iacov 5, versetele 13 la 18. Este vreunul printre voi în suferință? Să comenteze. Și a scrie în Biblie. Nu, sigur. Dar cum de se practică asta? Să se roage. Versetul 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să scrie comentarii, să facă ce vrea el, da? Nu. Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Cum? Nu-i vindecat? Nu-i numai vindecat? Nu. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și, culmea, cu o rugăciune diferită, se întâmplă ceva diferit. Și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Aș vrea să vorbesc scurt despre rugăciunea care atinge mai întâi cerul și apoi pământul. Noi facem rugăciuni care ating pământul. Suntem foarte interesați să fie rezultatul pe pământ. Dacă cineva e bolnav, imediat se gândește cum să mă vindec. Corect? Hai să fim sinceri. Asta e realitatea. Dacă cineva are o problemă financiară, ce își dorește? Să crească spiritual? Foarte puțini își doresc asta. Unii își doresc, dar mai rar. Și ce doresc? Să crească, măcar să fie pe plus contul. Ei, Dumnezeu zice, ai grijă, optica ta e greșită dacă gândești așa. Vrei cu adevărat să fii în voia mea, atunci fă rugăciuni de așa maniere încât rugăciunile tale să atingă cerul. După ce cerul e atins, dacă e de acord Dumnezeu cu rugăciunea ta, va fi și pământul pus în conformitate cu cerul. Vedeți, Biblia zice, cerul a dat ploaie. Și după ce cerul a dat ploaie, ce s-a întâmplat? Pământul și-a dat rodurile. Nu a început să rodească înainte să fie ploaie, corect? Mare atenție, ce rugăciuni facem noi. La o grămadă din rugăciunile noastre, Dumnezeu zice, nu, 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 nu. Și bine ar fi să zici, Doamne, mulțumesc. Doamne, mulțumesc. Mulțumesc. Că dacă ar fi zis Dumnezeu da la unele dintre rugăciunile noastre, ar fi vai și amar de noi. Rugăciunea care atinge mai întâi cerul e o rugăciune făcută în curăție. E o rugăciune curată. Dau un scenariu. Toată ziua ai fost într-o stare de ură. Toată ziua ai stat cu gânduri cum să te răzbun pe cineva și vii la biserică. Vii la biserică cu tot arsenalul ăsta adunat, cum să-i spui, cum să... Și când vii la biserică, tu aștepți Dumnezeu să zică da la rugăciunile tale. Dumnezeu zice, hei, trebuie să-ți schimbi optica, trebuie curăție, curăție. Nu pot, spunea la un moment dat Dumnezeu despre o parte din poporul Israel, nu pot să-i privesc în ochi. Când își ridică ei mâinile, eu îmi întorc fața. De ce, Doamne? Pentru că nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Fă-ți o revizie spirituală în seara asta. Fac și eu. Și gândește-te. E rugăciunea ta curată? Rugăciunea ta e curată dacă inima ta e curată.
Mi-a plăcut cântările din seara asta și mi-a plăcut că au fost cântări de cercetare în care Domnul ne-a vorbit și o cântare spunea, o inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Dar, Doamne, nu vreau minuni, nu vreau minuni în primul rând. În primul rând vreau o inimă curată, o inimă curată. Rugăciunea care atinge mai întâi cerul și apoi pământ e o rugăciune curată. E o rugăciune cu credință. Aș vrea să toarne peste fiecare dintre noi un duh de credință, Dumnezeu seras. Aș vrea să avem o credință adevărată, o credință care este potrivit cu cele scrise, o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea făcută cu credință, prima dată îl va mântui pe cel bolnav. Dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și numai după ce se mărturisește, va fi vindecat. Aveți mare atenție. Mare atenție să avem toți. Nu alergați după ce vă poate oferi mâna lui Dumnezeu. Alergați după inima lui Dumnezeu. Să alergăm cu toții să fim în grațiile Regelui. Nu pentru că ne dă ceva, ci pentru că îl iubim extrem de mult cu toată ființa noastră. Și nu uita, rugăciunea care atinge mai întâi cerul și pământul se conformează este o rugăciune consecventă. Spune Biblia, s-a rugat cu stăruință. S-a rugat cu stăruință și a mers la împăratul Ahab și a zis, ascultă, așa vorbește Domnul, nu va ploua în țară decât după cuvântul meu. Extraordinar! Ce curaj la bărbatul acesta! Să mergi la rege! Să mergi la rege și să-i spui ceva actualizând, pandemia asta ține 3 ani și jumătate. Să ai curajul, să ai un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu și să mergi la autoritatea supremă și să-i spui, ține minte ce-ți spun, nu va ploua în țară, va fi secetă 3 ani și jumătate. Se înfioară oamenii la gândul că pandemia asta poate ține 1 an, 2. Alții spun, Doamne feri, să țină 3 ani. La fel zic și eu. Vreau să vă spun ceva, pe vremea lui Ilie, un bărbat obișnuit, un bărbat care nu era important din perspectiva celor din jur, s-a rugat cu stăruință și n-a plouat. Și când i-a spus Dumnezeu, acum trebuie să-ți schimbi rugăciunea, să începi să te rogi diferit. Te-a rugat într-un fel, într-o direcție, trebuie să te rogi în sens invers. Și acum roagă-te să plouă. S-a dus și a pus capul între genunchi. Și a trimis slujitorul și a zis, uită-te la orizont, se vede ceva pe boltă. Și slujitorul de 6 ore veni și a zis nimic. Degeaba te-ai rugat, avea în cap slujitorul. Asta e iluzia care ți-o aduce diavolul de o grămadă de ori, când nu ți se răspunde la rugăciune. Dar nu uita, vine o zi în care dacă te rogi după voia lui Dumnezeu, dacă te rogi cu credință, cu curăție și cu consecvență, vei vedea pe bolta ta un nor, răspuns la rugăciunea ta, cât o palmă. Ce poate face o palmă de nor, ca dimensiune, peste o întreagă națiune a lui Israel? Și ce a zis Ilie, du-te și spune la Ahab să-și înhame caii, ca nu cumva să-l oprească ploaia, care nu a venit în țară de 3 ani și jumătate. Aș vrea să stăm în picioare. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să stai în fața lui Dumnezeu și să-i spui Domnului, Doamne, există secetă în jurul meu, există probleme în jurul meu, există o grămadă de lucruri care s-au înconjurat în jurul meu și au ajuns să-mi atace sufletul și viața. Poți să stai cu ochii închiși ca să meditezi la ce-ți spun. Doamne, am așa de mare nevoie de o intervenție supranaturală. Am așa de mare nevoie de acea credință curată, acea credință izvorâtă din cuvântul Tău pentru viața mea, pentru sufletul meu. Nu știu ce fel de perioadă traversez, nu știu prin ce treci. Poate în viața ta e secetă, poate nu mai ai un izvor din care să te alimentezi, poate nu mai simți puterea de altă dată. Este seara în care Dumnezeu în primul rând, înainte să scrie vindecare în dreptul trupului tău, își dorește să scrie eliberare, să simți în seara asta cum cad lanțurile, cum cad acele legături ale păcatului, cum cad acele legături pe care tu ți le-ai creat cu o anumită stare și ți-ai alimentat-o și ți-ai alimentat-o și
ți-a alimentat-o și a crescut problema în viața ta. Și este seara în care Dumnezeu vrea să scrie eliberare în numele lui Iisus Hristos. Este aici cineva care are nevoie de o eliberare specială, să facă un semn cu mână ridicată. În prezența Domnului să spună: Doamne, și eu am nevoie de Tine, și eu am nevoie de prezența Ta, și am nevoie de Duhul Tău, de sângele Tău, care să mă atingă și să mă elibereze. Aș vrea să ne rugăm și pentru cei ce au cauze de boală. Dacă este cineva care are o cauză specială pentru care vrea să ne rugăm, o cauză de boală fizică, aș vrea să ne rugăm cu credință. La ora actuală sunt o grămadă de elevi care se află online în izolare, sunt o grămadă de clase din școlile din Cluj-Napoca care nu mai pot să fie frecventate, nu au dreptul să intre în contact cu alte persoane într-o sală de clasă. Ne rugăm într-un mod special pentru toți elevii din România. Vreți asta? Dacă vreți să ne rugăm pentru elevii din România, dați-mi un semn cu o mână. Vreți să ne rugăm pentru elevii din România. Stau între 6 și 7 ore pe zi cu masca peste nas și peste gură. Respirația lor s-ar putea să fie afectată dacă Dumnezeu nu-i cu ei. Vreau să ne rugăm pentru studenții din România. Vreau să ne rugăm pentru cadrele didactice, pentru toți cei ce sunt implicați în acest proces educațional. Aș vrea să te rogi cum nu te-ai rugat niciodată pentru persoanele care au la ora aceasta se află la terapie intensivă. Două etaje de la boli infecțioase sunt pline de oameni internați cu COVID-19. Spitalul Clujana va fi dat în scurtă vreme în funcțiune pentru COVID-19. 200 de oameni, v-am spus și data trecută, așteaptă să intre și n-au paturi unde să fie așezați în spital. Noi suntem mai sănătoși, avem pace, avem bucurie, avem dragoste din partea lui Dumnezeu, avem sănătate. Nu avem nicio problemă cu respirația, nu simțim că ne doare în piept atunci când respirăm cum simt ei. Am vorbit cu câteva persoane dintre cei internați la boli infecțioase. Aș vrea să ne rugăm cum ne-a rugat niciodată pentru ei. Poate niciodată până acum n-ai simțit că au nevoie de Dumnezeu, că nu te-a afectat, că n-ai avut pe nimeni din familia ta. Vreau să spun, au mare nevoie de intervenția Domnului, au mare nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm special pentru ei. Roagă-te ca și cum ar fi mama ta, tatăl tău, cineva apropiat din casa ta acolo, are nevoie de o ridicare. Marea problemă a celor internați de COVID-19 nu e neapărat boala asta, ci este acea stare de depresie, de descurajare, că se mișcă 10 pași în stânga și maxim 10 în dreapta și nu mai văd decât o singură persoană, nici medicul nu vine în fiecare zi la ei să-i verifice, că și medicii trebuie să intre după niște protocoale. Însă să intre Iisus Hristos, marele medic, să intre Iisus Hristos la ei, să scrie Iisus Hristos vindecare, eliberare, ridicare, orice duc de depresie să plece, să fie mustrat în numele lui Iisus Hristos de peste ei și să fie ridicați în numele lui Iisus. Ne rugăm cu credință, ne rugăm cu consecvență, ne rugăm cu curăție și cerem din partea Domnului eliberare, vindecare și restaurare în numele lui Iisus. Ne rugăm cu tot.